Dragi ascultători, mă bucur că putem fi din nou împreună pe frecvența Radio Vocea Evangheliei. Planeta noastră este înconjurată de un câmp magnetic ce protejează de radiațiile puternice ale Soarelui tot ce se află pe Pământ. Din vremuri îndepărtate au fost observate efectele câmpului magnetic, mai ales în utilizarea busolelor, dar și în fenomene naturale precum aurorele polare. Totuși, doar cu puțin timp în urmă, au fost evaluate posibilele legi care guvernează acest câmp, dar și puterea lui asupra mediului înconjurător. La suprafața Pământului, forța câmpului magnetic este slabă, comparativ cu alte forțe fizice exercitate prin mijloace create de om. În schimb, în spațiu, forța acestui câmp este mai mare decât orice altă forță am putea avea pe Pământ. Suprafața câmpului magnetic se întinde de la nucleul Pământului până la aproximativ 65.000 de kilometri în spațiu. Principala desfășurare de forțe a câmpului magnetic are loc tot în spațiu, unde interacționează cel mai des cu vântul solar, contracarându-l pentru a nu pătrunde până la suprafața terestră. Reacția produsă între câmpul magnetic și elementele din spațiu care ar putea pătrunde atmosfera terestră este asemănătoare cu relația dintre doi magneți, de respingere reciprocă. Fără câmpul magnetic, vântul solar ar avea suficientă putere să destrame planeta noastră din cauza încărcăturii foarte mari de particule radioactive. În ceea ce privește forma câmpului magnetic, s-a constatat că aceasta are caracteristicile unei sfere magnetizate uniform. Asemenea Pământului, și câmpul magnetic are poli. Astfel, polii magnetici sunt așezați cu puțin mai departe de cei ai Pământului. Conform cercetătorilor, s-ar părea că, periodic, aceștia își mută locația cu aproximativ 15 km distanță de cea inițială, motiv pentru care se crede că, în timp, polul sud al câmpului magnetic va deveni polul nord și viceversa. Din punct de vedere științific, există trei posibile cauze ale formării câmpului magnetic. Prima și cea mai răspândită explicație este cea conform căreia câmpul magnetic se formează datorită forței magnetice a Pământului. A doua explicație a formării câmpului magnetic arată că rotația unui corp gravitațional poate genera un câmp magnetic. Slăbiciunea acestei ipoteze este că legile fizice și planetare necesare verificării sale sunt posibile, conform cercetătorilor, doar la scară stelară. Astfel, inițiatorii acestei teorii au abandonat-o, date fiind diferențele dintre caracteristicile unei stele și cele ale unei planete precum Pământul. În final, a treia și cea mai acceptată teorie a formării câmpului magnetic spune că acesta este produs de curenții electrici din nucleul Pământului. Nucleul planetei noastre are două straturi, cel intern, care este solid, și cel extern, ce are o consistență fluidă și este compus dintr-un amestec lichid de fier și nichel. Acestea fiind spuse, conform celei de-a treia ipoteze a formării câmpului magnetic, se consideră că existența sa se datorează mișcării acestui lichid încărcat electric. Cercetările oamenilor de știință înaintează pentru a afla cu exactitate forțele fizice din spatele câmpului magnetic ce protejează planeta noastră. Însă, până ce vor ajunge la un răspuns satisfăcător, noi ne putem bucura de privilegiul de a ști cine stă în spatele existenței lui. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, afirmă pe paginile Sfintei Scripturi prorocul Neemia. Iar noi, știind că Biblia este insuflată de însuși Dumnezeu, putem învăța din conținutul acesteia că Lui îi se datorează întreaga existență. Dragi ascultători, cu mulțumire că am putut parcurge și astăzi împreună o nouă călătorie prin universul creației divine, vă spun rămas bun și vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Vocea Evangheliei.